San Francisco, Parisul Vestului. Cel mai prietenos oraș din Statele Unite. Salariul minim este de $13 pe oră, iar șomajul 3%. Oricine își poate găsi un job dacă vrea să muncească. Pentru noi poate părea ciudat că oamenii merg la cârciumă doar să mănânce și, în general, nu fumează și nu se îmbată. Este ciudat de asemenea să nu vezi niciun banner sau afiș electoral o săptămână înainte de alegeri. Oare ei nu au ONG-uri? Există și cerșetori, dar aceștia sunt oamenii străzii care se mulțumesc cu ceva de mâncare. Poliția este foarte discretă. Nu am văzut 10 polițiști în 2 săptămâni. În schimb, senzația este de ordine și disciplină. Fără hârtii sau mucuri de țigară pe străzi sau mașini parcate neregulamentar. Într-un cuvânt, este un oraș în care te simți relaxat, fără sărăcie, dar și fără lux clipitor. Apropo, locuința lui Zuckerberg se află într-un cartier absolut normal, iar casa este frumoasă, dar nu este un palat ca lui Becali sau Videanu, de exemplu. Emblemele orașului. The Golden Gate Bridge, we will encounter some chop and swell coming in from the mighty Pacific, so I encourage everybody, please be careful. Golden Gate Bridge, construit în 1937, este podul care se vopsește în fiecare zi și nu se mai termină. Nu este auriu, ci cât se poate de roșu cărămiziu. Are 2,7 km și deține tristul record mondial al sinuciderilor. Peste 1500 decese. În medie, cineva se aruncă de pe pod de la 67 de metri la fiecare 3 săptămâni. Insula Alcatraz, cu cea mai vestită închisoare din lume, unde a fost încarcerat Al Capone. Deși până la țărm sunt 1,5 mile, evadarea era imposibilă din cauza curenților marini. Cable car, tramvaiul care în mod ingenios urcă panta tras cu cablul. Funcționează și în ziua de astăzi. Biletul costă $6. Painted Ladies este un cartier cu căsuțe victoriene elegante din secolul XIX, vopsite în 3 culori și care apar în numeroase filme. Fisherman's Wharf este o zonă turistică pe docul 39, unde sunt o mulțime de restaurante, fast food-uri, carusel, acvariu, fabrică de ciocolată, magazin pentru stângaci și celebrii lei de mare, care de 10 de ani și-au găsit adăpost și au fost adoptați ca o mascotă a portului. Chinatown este cea mai mare comunitate asiatică în afara Asiei. Chinezii reprezintă 21% din populația orașului, iar în total asiaticii formează 33% dintre locuitori. Ca fapt divers, pot să vă spun că nu am văzut niciun chinez cerșetor, deși ei muncesc din greu, copiilor sunt chinezi americani, care merg la școli bune și se adaptează perfect în societate. Farmers Market este piața tradițională în cartierul Mission, deschisă numai sâmbăta. Produsele tradiționale au prețuri corecte, de obicei duble față de cele din supermarket. Mi se pare corect ca munca fermierilor să fie apreciată în mod corect, spre deosebire de piețele noastre, unde produse de bună calitate sunt mai ieftine decât cele de la Carrefour. În piață, oamenii vin adesea însoțiți de copii, care ascultă spectacolele ad hoc de muzică country, susținute de interpreți. Dolores Park este un loc frumos, unde oamenii ies la jogging sau pur și simplu cu căței la plimbare. Uite ce de lume aici! Se poate sta pe iarbă, pe băncuțe, am văzut un grup și au adus de acasă un grătar pe gaze pentru barbecue. Strada Castro este de asemenea un loc vestit, cunoscut ca cea mai mare comunitate gay din lume. Deși am văzut numeroase steaguri în culorile curcubeului, chiar și trecerile de pietoni în aceleași culori. Koi Tower este un turn de 64 de metri construit în 1933 pe Telegraph Hill. Primul etaj este decorat cu numeroase fresce care ilustrează aspecte din viața de zi cu zi a orașului la începutul secolului trecut. Liftul asigură accesul la ultimul etaj, de unde avem o vedere panoramică asupra golfului și downtown cu nelipsiți zgârienuri. Transamerica Pyramid este de asemenea o emblemă a orașului. Are o înălțime de 260 de metri, se află pe Montgomery Street în downtown. A fost construit între anii 1969-1972. Tropical Rainforest of the Americas.
California Academy of Science este o clădire impresionantă care găzduiește o mulțime de păsări, pești, reptile, plante exotice, modern planetariu și multe altele.